Sunt convins că mulți am experimentat că fiecare zi este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. E adevărat că sunt unele dimineți în care probabil ne gândim că nu o să fie cea mai frumoasă zi, poate sunt frământări, poate sunt întrebări, dar în timp ce avem răbdare, ne încredem în Dumnezeu și așteptăm să vedem cum lămurește lucrurile, ne dăm seama că da, Dumnezeu a avut dreptate și rămâne credincios promisiunilor sale. Așa sper să înțelegem și în seara aceasta cu invitații noștri. Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația. Bine ați venit! Bine v-am găsit! În seara aceasta, pentru un timp, o să petrecem cu Ramona și cu Ionatan. Am înțeles că sunteți în cea mai faină perioadă a vieții, adică aveți copii adolescenți în casă, ce v-ați putea dori mai mult? Două fete, da. Două domnișoare, Domnul să le binecuvinteze. Cum e viața cu două fete? Frumoasă! Frumoasă, da. Asta poate însemna foarte mult. Este deocamdată frumoasă în varianta în care problemele sunt mici, nu ne-au creat până acum necazuri. Adică nu au pus bombe în oraș, nu au dat foc la case, nu, am înțeles. Dar... În limitele care noi le avem în familie au ținut cont, și din punct de vedere al integrării în viața de familie și în viața de societate. Și până acum nu ne-au călcat cuvântul. Când veneau tinerii noștri din excursie, din tabere, zic cum a fost, fără incidente majore. Acum, ce însemna la ei major și minor e cu totul altceva. Da. Da. Ele se înțeleg bine între ele. Da, da. Foarte bine. Eu puțin am încercat ca să mențin o relație din toate punctele de vedere până într-acolo încât ele au camera separată, fiecare. Dar din când în când eu le sugerez ca să mă doarmă împreună, să mai... Păi asta cred că ajută mult și psihologic și dacă ar dormi fiecare noapte împreună, există cumva, nu-mi convine, mă duc dincolo în camera mea, știi? Poate că s-ar schimba situația dacă ar ști că numai asta este varianta. Eu am zis odată, oare fiul risipitor nu fi plecat de acasă, că a avut aceeași cameră și ăla mai mare, lasă-o pleacă la mai mic, nu știu. Nu? Dar și atunci trebuia să-i spună cel mai mare, băi, o să mă cumințesc eu, nu te mai asupresc, atâta nu pleca de acasă. Da? Deci e bine, pe cine seamănă, pe mama sau pe tata? Sunt împărțite. Cea mică e foarte alipită. Ea și a avut probleme de sănătate destul de grave și e foarte atașată de mine. Cea mare e cu tati, când are nevoie de ceva. Am vrut să zic, când are nevoie de ceva se duce la tati, că știu să învârtească pe tați, și când are nevoie de ceva vine la mama. Dar în general cu tati e cea mare. Orice ar avea, primul lucru merge la tati. De mică a fost pentru tati. Dacă întrebai de mică pe cine iubești, niciodată nu spunea mama. Tata era pe primul loc. Și nu te-a deranjat un pic așa? Nu m-a deranjat. Bine, tata era al tău, deci era... Nu m-a deranjat. Da. Dar sunt diferite și ca temperament, cea mare e foarte... Pot, fac. Cea mică e mai sensibilă un pic. Totul să întrebe mama, să vedem cu mama, ce zice mama... De ce să fie doi la fel? Că da. Atunci sunt diferite. Din ce familie vii? Mai mulți copii, mai puțin? De nu, eu mai am o soră și un frate. Dar provin dintr-o familie mare. Mama mea... Neamul e foarte mare. Am trăit cu foarte mulți verișori. În ce parte a țării? În Sebeș, în Ardeal. Deci în Ardeal, Sebeș, da? Da, acolo m-am născut, acolo am trăit. Până ne-am căsătorit și tot acolo. Și se obișnuia așa, dacă tot zici de clan mare, să se adune împreună, verișor. Da. Da? A fost. Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. În ce sens? Ne jucam foarte, foarte mult. Petreceam timp împreună cu verișorii noștri. Era ideal când știam că trebuie să ne întâlnim. Erați și aproape? Nu eram foarte aproape. Acum Sebeșul e un oraș foarte mic. Mm-hmm. Nu e un oraș mare, dar... Nu era problemă. Vă făceați timp. Ne spuneau părinții, la ora 9 sunteți acasă, niciodată, nu. Tot timpul ne uitam, e 9, trebuie să plecăm. Niciodată n-ați întârziat?
Nu, totdeauna am întârziat. Ah, că hai de mine. Niciodată nu am adică ajuns la ora. Mă gândeam, domnule, niște copii pe fix, nu. Să le plac așa de mult împreună și să fie. Deci totdeauna ce stabileau părinții era cam puțin. Da. Da. Și mai și mâncați când erați împreună. Bun, dacă când vă duceați, Doamne iartă-mă, vă duceați câte un roi din ăsta de lăcuste la cineva pe acasă, nu i-a apucat groază? Să știți că ne făceam noi. Noi ne ocupam, ne făceam tot felul de cartofi prăjiți, era specialitatea. La un moment dat am găsit un dispozitiv de a-l făcea spirală. Wow. Deci ne găseam, deci nu cheltuiam noi foarte mulți bani. Și noi ne ocupam să facem mâncare, să ne... Dar acum când privești în urmă, asta v-a ajutat? Da. Da. Și la socializare și la inclusiv mâncare și celelalte, da. Mai și lucrați împreună sau numai joacă? Ba da, și lucram împreună. Provenind dintr-o familie foarte mare, neamurile noastre își făceau case. Ce lucrau? Mergeam la câmp și mergeam împreună. Era gașca. Echipă, da. Da. Ah, eu pot să înțeleg asta destul de bine. Am crescut într-o zonă, să zic, mai modestă, într-o familie cu posibilități financiare limitate și pe lângă munca de acasă, care nu era discutabilă, adică nu, părinții n-au avut de ales, nu, că asta era, trebuia și acolo, și acolo, și acolo, toate celelalte, când am avut ocazia destul de mici, dar era un pic avantajul că eram mai înăltus și nu își dădea lumea seama, deci de la 14 ani am început să lucrăm în vacanțe la CFR, că acolo era un unc care ne mai putea duce și partea frumoasă pentru noi chiar nu era munca deloc grea, că era gașca. Deci eram acolo mai mulți de aceeași vârstă și ce conta că lucrai, că era soare, că era căldură, noi eram împreună, asta era... Deci asta a fost foarte, foarte frumos. Deci pe noi cred că ne-a ținut mult, să zic, și gașca asta de la lucru și faptul că în biserică am crescut tot așa, un grup foarte, foarte strâns. Mergeam unii la alții, no, când tăbăram la mâncare și nu prea știam noi atunci de porții, de ceva. Scapă cine poate, dar nu mi-aduc aminte odată părinții să fi zis ceva că, nu, sau alții la care ne-am dus, oriunde ne duceam, nici noi nu eram cu mofturi, topeam ca lăcustele, tot ce mișcă în lumea, nici nu cred că ne-am întrebat vreodată dacă mai mănâncă părinții ceva după noi, sau nu. Noi ne simțeam bine, ne vedeam, așa, la voi cum a fost, în ce zonă te-ai născut? În Târgu Jiu. A, e un pic mai dincolo de, da, de deal. De deal, da. Provin dintr-o familie mai numeroasă, 12 copii în viață, 2 au plecat, au fost printre primii care s-au născut și la scurt timp au plecat, dar fiind mai mulți în casă, aveam activitățile noastre, jocurile noastre. Locuiam. Voi nu mai trebuia să mergeți la grădiniță. Mergeam. Fiind mulți în curte, stăteam la curte undeva mai la periferia orașului și tata nu prea ne lăsa să ieșim pe stradă, să ne jucăm pe stradă cu alții. Fiind mulți, ne găseam jocuri în curte, jocurile vremii de atunci. Nu vorbim de ceea ce este în tehnologia de astăzi. Dar ne simțeam foarte bine în jocurile noastre, în tot ce făceam. Mai aveam și, fiind de la casă, activitate în grădină. Aveam de ne era un fel de sală, nu? Aia era sală. Da, da. Fitness-ul, da. Dar a fost, pot să spun, o copilărie frumoasă. Aveam și noi, pe perioada de vacanță, fiecare ne găseam, după ce am crescut un pic, unde să lucrăm ca să aducem un profit, un venit. O contribuție. Da, la, da, 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 mergeam. Eu, de când mă știu, chiar mic eram, am mers în biserică, era un frate care avea capre și aveam grijă de capre. Aoleu, măcar de ți alegeai și tu oile. Știi? Deci e adevărată chestia asta cu caprele și oile? Caprele sunt un pic mai...
un pic bine, trebuie să ai grijă de ele că pleacă, le pierzi. Și ele se duc așa și ele ca oile în turmă sau fiecare o ia de capul fiecare ei? Fiecare se duce pe unde îi taie capul. Ți-ar fi fost bun atunci un program pe calculator să le aduni? Da. Erau multe? La un moment dat știu că cele mai multe au fost vreo 43. Aoleu. Da. Ne-am obișnuit, nu, sau nu, poate că și eram copil, nu mă atâta strofocam că trebuie să alerg încoace și încolo după ele. Nu, eu cred că le luai în mod normal, că e normalitate. Acum mai face calcule, că faci trei pași în plus, că transpiri, că atunci cred că toate veneau la pachet, așa, asta este da, normal. Da, ne bucuram că mergem undeva, fratele era destul de treabă și ținea cont ca să ne plătească. Da, nu era bătaie de joc. Nu. Asta e foarte bine. Și noi ne bucuram că primim ceva și iată. Bun, acum după noile reguli aș putea băga la exploatarea copilului, cine știe unde v-aș scoate cu treburi serioase. Da. Dar voi fiind acasă 12, bănuiesc că și vârste destul de apropiate așa unul de altul. Da, unii suntem mai apropiat, altul, deci între mine și următorul, eu sunt cel mai mic dintre toți, următorul e 3 ani, după aia e un an, 2 ani. Nu, dar stau mă gândesc, pe de o parte, unii apropiați, pe de altă parte, unii, dacă iei 12 copii, păi numai dacă ei pune cu un an diferență între ei, teoretic ai unul de un an și unul de 12 ani, adică poți avea o domnișoară cu pretenții de domnișoară și unul micuț, dar cum vă stăpâneau, cum vă coordonau? Cine era mai mult cu tata sau mama? Acum, eu fiind ultimul, pot să spun că frații mei mari erau cu... Eu au ajuns un pic de șef, da. Da. Tata, pot să spun că era foarte, foarte puțin acasă. Foarte mult la lucru. La lucru îl știu puțin, că el în 82, când eu deja aveam 7 ani și un pic, el deja ieșea la pensie. Dar răspundea de județul Gorj și de județul Vâlcea, ca biserici. Ca slujitor în zonă. Da. Și până la Revoluție, în județul Vâlcea nu erau biserici autorizate. Deci trebuia să meargă tot cu mare atenție. Prin să nu casele fie... oamenilor. Da. Și era foarte mult plecat. Și rar. Maică-ta nu era îngrijorată un pic pe chestia asta? N-ați știut prea multe voi N-am copii. Știut. Da. Tindem să credem că au fost. La un moment dat, eu așa o știu bolnavă, a avut o colită foarte urâtă, cu un regim greu de ținut și totul l-a ținut. Și până la urmă să ne dăm seama că de la surmenaj, de la stres, de la consumație i s-a tras. Da, dacă vrei, nu vrei... Nu erau atâtea telefoane ca în vremea de acum să sune. Nu știai că vine, nu vine, când de vine... Noi, în ultima perioadă, când deja tata era chiar în vârstă, s-a retras din slujire, au lăsat pe alții, aveam o zi, pe săptămână, miercurea, ne adunam toți care eram în Târgu Jiu, ne adunam la casa părintească și ne povestea tata din experiențele lui, mai ne rugam, cântam împreună și ne povestea că erau multe cazuri când de la servici pleca de-a dreptul pe la frați în vizită să le ducă cina sau alte probleme care le avea, venea de acolo, mergea în continuare la servici. Da. Deci au fost... Nu vrem să spunem că astăzi nu sunt sacrificii, dar totuși e mare diferență. Da, și faptul că n-a avut mașină și tot asta timpul... am vrut să zic, că bănuiesc că nu avea mașina la scară și nu știu ce, te duceai cum puteai. Depindea de autobuzele în comun, de cursele care erau... Și acolo la voi, în Târgu Jiu, voi aveați biserică? Da, în Târgu Jiu era biserică. Deci era biserică și atunci
Vă adunați la biserică. Da. Amintiri frumoase din biserică, din copilărie. Bănuiesc că implicați un pic pe la biserică, nu știu, cu o poezie, cu o cântare, cu... Da, eram de copil am fost la școala duminicală, să spun, grupele de copii. Apoi, când am crescut, am trecut de clasa 8-a, cam asta era, să zic, regula bisericii. După ce ai trecut de clasa 8-a, te integra în corul bisericii. Dacă puteai să cânti și Na, dacă cât aveai de voce, cât, da. să nu-i încurci tare pe alții. Să nu faci a cincea voce. Da. Îmi Da. spunea, tu mai încet, dai bun, mimează că e bun. Na, am fost în cor, în fanfară chiar de mic. Dar Ne-a ți-a implicat. plăcut sau a fost doar o obligație? Ba, nu, mi-a plăcut. Deci știu că în fanfară, la un moment dat, când am vrut să intru, dirijorul a zis că sunt prea mic. Dar cine a înființat fanfara la noi, acolo în Târgu Jiu, a fost un frate din Arad. Un frate bătrân. A venit acolo, a stat câteva luni. Și în fiecare zi avea pe ore. Făcea cu fiecare în parte, ca la Wow. școală. Și fratele ăla l-a convins să mă lase. Eu eram atât de mic încât nu ajungeam de pe scaun cu piciorul să bat măsura. Cu Și piciorul în aer. eram cu și am început să bat măsura legănându-mă într-o parte și într-alta. Și așa, dar am stat de ea și acum de multe ori, după am crescut, mi-a rămas așa în fire, când în jurul meu deja cineva cântă Aiurea, nu se mai ține de măsură, instantaneu încep să Suntem duși clătinați, mă da. clatin. Bați măsura în locul Da, lui. cum am început să mă clatin, cum deja eu îmi țin măsura mea, nu mai mă pierd. Dar, uite, ai rămas în minte cu o imagine frumoasă despre bătrânul respectiv care ți-a dat șansa când alții nu-ți dădeau șansă. Da. Acum, dirijorul m-a văzut prea copil, n-a văzut. Da, nu poți vorbi de răutate sau Da, ceva, dar uite nu. că Dumnezeu, știi, îl folosește pe unul, pe altul. Da, și după aia am înaintat, mi-am dat tăduința, am învățat și ce am putut pe la școală de muzică, ca după ce am crescut am preluat fanfara și am dus-o câțiva ani. Frumos, da. Cum ai ajuns? Deci, familie frumoasă, neam mare, biserică, activități de toate. Cum ai ajuns totuși să te gândești la o relație personală cu Dumnezeu? Să nu mai fie doar Dumnezeu părinților, a unchilor. Crescând în familie de credincioși, nu mi-a fost greu să mă hotărăsc să am eu o relație personală cu Dumnezeu. Deci nu mi s-a pus în discuție problema asta, dar la un moment dat am vrut eu să-L experimentez eu pe Dumnezeu. Și Deci ce a însemnat asta? Te-ai rugat într-un mod am... anume, ai citit Biblia, cărți, Cum ai a discutat cu cititul oameni? Bibliei la noi era... Iară, regulă, deci. Adică nu pot să spun că era o regulă, dar e ceva Normal. normal. Deci nu Normal. s-a pus în discuție citim Biblia sau obligați de părinți să citim Biblia. Mi s-a părut un lucru Firesc, da, firesc, da. sigur că da, asta e. Da. Dar cred că și tânăr la un moment dat am avut eu, am simțit eu nevoia aceea de a mă apropia mai mult de Dumnezeu, să-L experimentez nu pe Dumnezeul părinților, să-L experimentez pe Dumnezeul meu. Pe Adică, Dumnezeul meu să fie ceva personal. da. Îți poți aduce aminte dacă te-ai gândit așa, ori în clan, că am rămas cu ideea asta a tribului, ori în biserică, ori în zonă, să zici că ai avut vreo persoană, două în minte, care cumva ți-au atras atenția și te-ai gândit, băi, aș vrea să fiu credincios ca oamenii ăia. L-am avut pe unchiul meu. Pot să spun, am avut doi unchi care cred că mi-au dat imbold. Am avut pe fratele cel mai mare al mamă. El, nu știu, ne-a îndrumat ca și copii, cu toate că ne certa de multe ori, ne-ați procedat bine, dar a fi ceva aparte, ceva ce te făcea să zici, mă, acolo... Și l-am avut pe un alt frate a mamei, care foarte mult, nu știu, s-a ocupat de noi. Noi și dacă mergeam la ei, tot timpul ne spuneau, copii, pe data viitoare aveți câteva întrebări din Biblie. Și eram așa de hotărât să studiem, să fim cu tema sau în biserică. Dacă predica cineva și ne vedea că, ca și copiii, ce a predicat fratele acela după? Când îl vedeam că ne cheamă, zica... Urmează chestionarul. Da, dar pot să spun, ei au fost un model în
viața noastră, în viața mea, în viața verișorilor mei, în viața fraților mei. Da, oameni cu impact, da, care da. Poate nici nu s-au gândit ei. Ei au făcut ce au crezut din nou normal că da. Trebuie să facă, da. Nu s-au gândit cum o să-i folosească Dumnezeu. Chiar mă gândeam să vă întreb, gândindu-mă la o discuție cu altă familie, când vă adunați cu toate jocurile cu astea, n-ați avut niciodată vreunul care să vină cu ideea să vă jucați de-a biserică, așa unul trebuie, da? Am avut. Noi, nu pot să spun, erau puține dățile când ne jucam de-a biserică. Da, da, da. În general ne ocupam mai mult cu jocurile astea. Aveam și zile când ne jucam de-a biserică, dar mai mult jocurile astea, făceam tot felul de jocuri. Bun, și când vă jucați de-a biserica, încercați o biserică cum o știați voi sau ceva diferit? Cum o știam. Cum o știați voi, deci trebuia să fie unul predicator, da, cine era predicator? Ceva băieții verii noștri. Da, care... la ei trebuia să fie acolo. Să... Aveam și care dirija corul. Deci voi, deci interesant, știi că ești o altă generație, dar faci biserica cum ai văzut-o la ceilalți. Asta mi se pare mie curios acum la unii tineri, care într-un fel sunt nemulțumiți pe anumite lucruri, poate de stilul clasic dintr-o biserică, și chiar am în minte un caz concret, când eram într-o familie, vin tinerii de la tineret și zic, unde ați fost? La tineret, super, zic, la tineret, ce se întâmplă? Păi zice, facem asta, facem asta? Păi zic, mi se pare mie un serviciu clasic de biserică de duminică seara. Să uite la mine. Da, și aveți dreptate. Și zic, cine se ocupă de tineret? Noi. Deci voi aveți libertatea să faceți ora de tineret cum vreți. Da. Păi de ce o faceți ca duminică seara? Că duminică seara nu sunteți mulțumiți 100%. Nu ne-am gândit la chestia asta. Deci zic, dacă duminică seara o fac eu așa, voi mă criticați pe mine. Când voi vă duceți joia sau vinerea și o faceți de capul vostru, o faceți ca mine, dar e bine. E bun așa. La, la voi mai aveați sau n-aveți timp de jocul de biserică? Da, ba da, aveam, ne jucam. Frații mei mari erau la amvon, puneam pe masă câte un scaun, făceam amvonul mai înalt, îl aranjam. Da, deci, da, erau cu bucurie, adică nu, da, nu vă obliga nimeni. Mai da. Ales când, acum, mama, pot să spun, era foarte mult acasă. Nu, rar. Pe unde să se mai ducă? Doar? Era rar când lipsea, eu știu, poate că... Na, o dată pe an, când mergea pe la neamurile din partea aia dumnea ei în Timișoara, acolo aveam, mama era din Timișoara și toate neamurile din partea lui mama acolo au rămas, mai mergea din când în când pe acolo, dar în restul mama era acasă. Dacă nu era nici mama, atunci... Atunci era bun de tot, toate. Liber la toate, da. Nu, eu ce înțeleg la astfel de femei, că poți avea două opțiuni. E bine că, din ce știu eu, cele mai multe au luat opțiunea înțeleaptă. În momentul în care Dumnezeu te binecuvintează, și acesta e planul lui Dumnezeu pentru familie, că nu există două familii la fel, cum nu există oameni, și planul lui Dumnezeu pentru o familie este să aibă mulți copii, dacă nu ți intră în cap că Dumnezeu te cheamă să fii în primul rând mamă, cred că te duci cu pluta, Doamne iartă-mă, adică dacă stă gândul tot că eu nu pot avea concedii, eu nu pot bârfi cu vecinele, eu nu cu tare, te duci, nu reziști. Dar eu cred că au fost femei care au înțeles, asta e misiunea mea înaintea lui Dumnezeu și făceau asta chiar cu bucurie, un sacrificiu mare, dar făceau cu bucurie. Nu, n-aș vrea să fi fost un ceas în papucii uneia sau a unuia, că pot fi și bărbați care să spună, au venit copiii ăștia, mi-au dat toată viața peste cap, că ce avioane aveam eu în cap și acum eu trebuie să mă joc cu avioanele cu ei. Deci, cum ai zis, duceau o dată pe an la Timișoara, cred că gândul era tot acasă, ce fac ăștia dacă nu... Probabil, că nu stătea mult. Da, dar altfel a fost bine și... Bun, tu tot așa, ai luat o decizie... Într-un proces normal, întoarcere cu Dumnezeu. Au fost și episoade în care te-ai îndepărtat un pic de... Nu. Nu. Deci a fost bine. Da, din biserică, nici când i-am spus la tata că vreau să fac botezul, i-am spus de la mine, nu m-a întrebat, mă, să faci botez atunci. Singura, el avea regula lui, o stabilise și în cadrul bisericii. Tânărul să boteze la 18 ani. A justificat-o, nu că ar fi fost un păcat să facă înainte. Dar în vremea trecută
era un pic tras la răspundere că îi obligăm pe copii să facă. Și el atunci a zis, mă, copilul are 18 ani, dacă vrea face, dacă nu pleacă. Și cu ideea asta le cam închidea gura la autorități. Da, că era un alt sistem. Da. Acum să știi că eu m-am gândit, uite, eu fac diferența între două aspecte. Nu știu când am primit lumina asta, dar o am de ceva vreme. Nu există o vârstă în care să spui unui copil că nu poate avea o relație cu Dumnezeu. Adică nu poți să-i spun la un copil cât de mic ar fi el că n-are voie să se roage, n-are voie să se încreadă în Dumnezeu, n-are voie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și poate asta este greșeala noastră câteodată, că nu accentuăm suficient de mult, tu poți avea o relație cu Dumnezeu. Sigur, la nivelul vârstei tale, că altceva, da. Botezul ține de altceva, are mult mai multe implicații, mărturia publică, o viață trăită. Și eu m-am frământat, și eu m-am botezat la 17 ani, da? Dar întoarcerea mea la Dumnezeu a fost mai devreme. După asta am așteptat mult, pentru că eram într-o biserică, să zic așa, fără păstor, nu prea aveai cu cine să discuți, îți căutai în Biblie, aveai părinți, dar nu știu de ce, deși era o relație foarte bună, parcă nu îndrăzneai atâtea să întrebi la părinți ca la un străin, Domnul știe exact cum au fost toate lucrurile. Și eu, după ce m-am întors la Dumnezeu, pot să spun că am avut oarecare frică vis-a-vis de botez. Și în ce sens? Îi știam pe oameni din biserică care erau oameni serioși. Și am zis, dacă într-o zi fac o prostie sau ceva, în mod involuntar, nu? Că nu se punea problema, sau dacă, Doamne ferește, nu mă țin eu cum trebuie de calea Domnului, mă gândeam, eu îi fac de rușine pe oamenii ăștia și nu merită. Și a fost cumva teama asta până când am primit lumină de la Domnul Viorele, dacă nu te ține Dumnezeu și nu te ajută El, n-ai cum. Dar Dumnezeu, dacă se implică în viața ta, nu te scoate. Chiar asta a fost gândul. Nu o să te scoate din tomocirile, să te lase în altă. O să aibă grijă Dumnezeu cu plusuri, cu minusuri. Și atunci a fost și decizia pentru mărturia publică. Dar ca slujitor am avut frământarea asta. Spre exemplu, de ce majoratul este la 18 ani? Și mă gândeam, bănuiesc în societate, un anumit grup de oameni au privit din mai multe perspective și au spus cu plus, cu minus, cam la vârsta asta am putea spune că totuși oamenii iau niște decizii. Și poate că, fără să condamnăm pe nimeni, poate că la unii nici la 38 de ani nu au majoratul, la unii, dar poate că așa în general unii, cam de la vârsta asta, puteau să-și asume mai mult, mai ales că vorbim și de un alt sistem, unde nu era vorba doar îl iubesc pe Iisus și când două cântări, ci trebuia chiar să răspunzi în fața altora de credința care ai ales-o și de felul în care îți exprimi umblarea cu Dumnezeu. Cum v-ați întâlnit Ardealul cu sora Râde? Hai să o lăsăm pe ea să vedem ce... A fost... Bebe are frate în Sebeș. Noi ne-am mai întâlnit, ne-am mai văzut, dar așa. Bună, bună. Misiune, biserică, da, ce-o fi, da. Știam cine îi și... Și atât. Și atât, da. Apoi am ieșit cu părinții lângă Târgu Jiu, sunt cheile Sohodolului. Cu fratele lui, cu familiile, și am mers pe cheile Sohodolului și bineînțeles că ne-am oprit la părinții lui acasă. A, oameni cunoscuți, dacă tu au fost pe la noi. Exact. Și de aici a început relația noastră. Așa. Și cum ai lămurit-o? Greu, ușor? Greu nu, da. Dar nici ușor. Nici ușor. Acum, eu, în momentul în care deja mi-am dat seama, m-am hotărât că vreau ca să mă căsătoresc, am privit sau am luat lucrul ăsta destul de serios și am avut ca în mintea mea un prim gând. Nu vreau să plâng după nicio fată, dar nicio fată să nu plângă după mine. Adică... Asta e mai greu, că nu știi tu cum. Ele pot să se mai uite și fără să știi tu, dar asta dar nu din vina ta. Să nu o provoc eu. Da. Să nu-i produci tu lacrimile. Și
M-am bazat foarte mult, așa, parcă Dumnezeu mi-a pus așa în mintea mea, ca și model, ca și spiritualizând așa un pic căsătoria lui Isaac din Geneza 24. Bun, dar nu te-ai gândit că ăla numai la 40 de ani s-a însurat? Nu, mi-a fost chiar gândul acolo. Da, 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 că nu, noi ne gândim la ce ne place. Da. Și am mers mult pe gândindu-mă la acel capitol și l-am adus cât am putut eu la viața mea. Și am văzut acolo, mi-a sărit așa în minte un tată care e interesat de copil și mi-a zis așa, un tată poate să fie și tatăl meu biologic, care... Și tatăl meu ceresc. Și tatăl meu ceresc. Apoi am văzut un slujitor care a mers... Să împlinească voia tatălui. Exact. Și am zis, mă, e important să am un om spiritual în problema căsătoriei. Și mi-am ales, exact cum a spus dumneavoastră mai devreme, nu l-am ales pe tata, cu toate că discutam împreună, dar am ales un altul. Și se califica. Da, se califica. Dar l-am ales pe fratele Costin Aurel din Târgu Mureș. Și... Deci tu ai hotărât să te însori fără să fie ea în discuție. Fără. Era ideea de instituția, da, căsătoriei. Da. Mă însor și astea sunt principiile. Da. În momentul când am avut prima discuție, de fapt prima și ultima, decât o singură discuție am avut pe tema căsătoriei cu fratele Aurel din Târgu Mureș, în mintea mea erau mai multe fete la care le văzusem fizic, să zic așa, îmi plăceau și... Da, că și când te duci la biserică, te duci cu ochii deschiși, nu? Mai vezi ce se întâmplă în poporul Domnului. Îți alegi subiecte de rugăciune. I-am spus tot. Da, am vorbit deschis cu fratele Aurel. Păi mi se pare normal, adică dacă ceri sfatul unui om, îi dai toate piesele, da? Da. Și ca un glas profetic, parcă acum îl văd, stătea la o masă, ținea așa mâna stângă pe Biblie și mi-a zis... Te căsătorești, te stabilești în Sebeș și o vei duce bine. Așa, pe direct, nu? Pe direct. Și cu toate... fratele ăsta n-avea ceva fete, nepoate, ceva? Nu, n-avea. E bun. N-avea. Na, am avut alte încercări care n-au mers din prima. Adică am spus, doresc o relație de prietenie cu gând, dacă treaba e bine, să ne căsătorim, nu? Povestim, ne pierdem vreme. Da. Na, și fetele au zis că nu, de la prima discuție și așa am ajuns, după ce ea a trecut pe la noi, mi s-a prins lampa și... Filamentul. Da, da. Împreună cu fratele meu și am, hai, vin pe la voi, prin Sepe, dar hai să ieșim undeva la... Să ieșim. Un ceai, o prăjitură, o ce-o fi. De... Ne-am gândit noi la ceva mai mult, la o ieșire cu un aer liber. Mm-hmm. Mie îmi plăcea ciclismul și am zis, hai să ieșim cu bicicletele undeva pe munte, pe acolo, pe la voi. Și așa am ieșit de la Sebeș și cu bicicletele până la Oașa. Te-ai dus cu ei cu bicicletele? Ea a venit cu mașina. Ah, da, da, da. Nu că mă gândesc. Știi că auzi multe în viață, discut cu un frate și vine și mă arată poze. Voi cum v-ați căsătorit? Bine, el pleca din țară și scrisori, știi, atunci, cu tare. Deci o veni și lui vreme să se însoare. S-a hotărât să se însoare și se hotărăște el să pună înaintea Domnului și niște semne și după ce cam place lui de fată, vine cu întrebări particulare. Îți place la schi? Și zice, să vezi. După 2 săptămâni sau cât, sosește scrisoarea, în poză ce crezi? Fata în costum de schi, pe schi, el, măriță, uite cum lucrează Dumnezeu. Îi mai pune niște întrebări, mă uit la el, zic, auzi, eu am senzația că orice ai fi întrebat, venea poza. Corect, zice. Fata n-a mințit, teoretic, da?
se căsătoresc, sunt o familie super faină, binecuvântați, acum binecuvântați, nu familie perfectă, că nici noi nu avem familie perfecte. Și zic, păi zice, prima dată plecăm la schi. Plecăm la schi, vine nevastă-mea cu mine, ne ducem pe munte, luăm schi, pune costumul pe ea, clăpar, tot ce trebuie, schiile, înfige bețele, ce până aici a fost poza. N-avea nicio treabă cu schiatul. Deci eu cât ți-am arătat în poză, am împlinit. Deci asta am vrut să văd cu bicicleta sau da. Deci tu erai cu filmatul din mașină. Da. Eram cu mașina doar. Da, da. No, acum eu am mers tot făcând referire la Geneza 24. Eu am mers, bineînțeles, pe lângă faptul că personal m-a rugat pentru căsătorie, am postit în ziua în care am plecat de acasă ca să vin, de fapt, la fratele meu. Da, da. La fratele meu. A fost gândul ăsta. Ca înaintea lui Dumnezeu, cum a zis dumneavoastră, ca un semn, să spun așa. Când ajung la fratele meu, să fie și acolo. Dacă îi ia acolo, în perioada în care stau în Sebeș, o abordez. Și într-adevăr a fost. S-a dus să întrebe de ceva, da. Nu știa că eu vin. Treaba a fost fără să știm, da, sau fără să știe ea nimic. Bine că știe Domnul, știi? Că, da, deci, fără deci, să știe ea nimic. Ceea și am, ați pedalat? Am deci pedalat. V-ați dus cu bicicletele? Da, da. Și acolo, într-un moment așa în care am făcut să rămânem doar noi, i-am sugerat ideea să începem o relație de prietenie cu un final al căsătoriei. Ea cum nu era obosit cu condus și-o zis, da. Nu am spus da. Ai spus da? Nu. Cum nu? Nu am spus. Păi ce ai spus? Am spus deocamdată trebuie să mă gândesc, să mă rog și eu. Aoleu. Nu ce-ai pedalat atât acum aia? Nu. Dar tu jucai un pic de teatru? Chiar nu am jucat deloc teatru. Deci tu erai deci, sincer. Nu, stai chiar să... nu am jucat deloc teatru. Adică mi se părea problema căsătoriei, nu a fost un lucru care să, așa, să ne jucăm. Când mi-a spus gândurile lui, am zis, ok, trebuie să merg și eu acasă, să mă rog. E să... ceva concret? Da. Și lasă-mă să mă rog, să mă gândesc. Da. Cu toate că nu mi-a fost ușor, după ce mi-a zis să mă comport cum am comportat înainte. Mi-a fost asta chiar filmează. Mi-a fost destul de greu să fiu cum am fost înainte, da, să-mi spună el. Dar nu am luat o hotărâre. Cât a durat până i-ai zis că totuși... O lună. O lună. O lună, da. A fost cam lungă luna aia. Nu, că a spus că într-o lună îmi trimite scrisoare și mi-o trimis. A, deci ați prins și voi. Am prins, da. Da, sigur că da, sigur că da. Te aștept, dar cât te aștept. Da, 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 adică... Nu, mi se pare absolut normal, pentru că tot vorbim și eu cred că toți încurajăm sau ar trebui să încurajăm căutarea voiei lui Dumnezeu. Eu așa înțeleg eu, faptul că doi tineri sunt buni și au o relație frumoasă cu Dumnezeu nu înseamnă neapărat că trebuie să fie, să se căsătorească unul cu celălalt. Și atunci dacă omul vrea să aibă liniștea asta, eu spun că e bine să o aibă amândoi. Deci niciodată n-am spus faptul că el are liniște, nu, apreciez că ai liniște, lasă-mă să am și eu liniștea asta din partea lui Dumnezeu și apoi mergem mai departe ca să putem în viață, că viața aduce și ce nu ne planificăm noi neapărat, că Dumnezeu are planurile lui și atunci să fie liniștea aceea, că Dumnezeu cu care am început este cu noi pe parcurs. Bine, v-ați căsătorit, nuntă frumoasă, unde? În Sebeș. În Sebeș, da, da. Ceva obiceiuri speciale în zonă? Nu. Nu, nu, nu. Dar mâncare bună. Foarte bună. Mâncare bună, da. Dar și multă sau doar bună? În perioada aceea era și multă. Nu că mă gândesc influența sașilor, nu? Da. Ei fac și mult sau doar rațional, așa, bun și rațional? Nu. Fac mult, nu fac doar puțin, dar... Țin foarte mult să fie mâncarea bună. Da, bună, asta îmi place și mie. Acum și eu am jumătate nemțoaică acasă. Deci, dar face și mult. Deci, da, pentru mine asta e groaznic. După asta tot trebuie să invit pe alții să mai terminăm mâncarea. Da, nu pot convinge să facă puțin, dar face bun. Asta este partea. Când mă întreabă lumea, eu zic, dar de ce nu te îngrași? Zic, mănânc bine. Mănânc bine.
Și după ce v-ați căsătorit, tot a mers. Cum v-ați planificat, fără nicio surpriză? A mers în regulă. Am avut o viață de familie sau avem și în prezent o viață de familie frumoasă, dar cu probleme, cu... Am și întâmpinat probleme când s-a născut a doua fetiță. A trebuit să trecem printr-o încercare. Nu ne-a fost ușor, dar am trecut cu mult, mult stres. Deci, așa. Apoi, după ce și-a revenit fetița noastră cea mică, a trecut bebe printr-o încercare. Și uite așa, încet, încet am trecut prin toate. Ne-am dat seama că avem un Dumnezeu mare, care în încercarea noastră e lângă noi. Știi ce mă gândeam? Poate la unul din lucrurile cel mai simplu ar trebui să fie înțelese că toți cam știm Psalmul 23 sau măcar ideea Psalmului 23. Și toți de acolo spunem un om al lui Dumnezeu pe care îl apreciem, om după inima lui Dumnezeu, el spune: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrelor morții, tu ești cu mine. Noi de acolo, noi spunem toată fraza asta, dar nu știu dacă ne și gândim la ea. Eu cred că ideea e numai că tu ești cu mine. Nu Da. prea pricepem că ăla chiar a trecut pe acolo, adică Dumnezeu îngăduie și astfel de lucruri, dar prezența lui este suficientă chiar dacă există frământări, îngrijorări care ne zbatem cu ele, dar uneori rămân acolo, rămân acolo. Două întrebări, că sunt în situația aceea neplăcută ca de multe ori în care trebuie să întrerup lucrurile frumoase. Biserica v-a ajutat cu ceva pe parcursul vieții? Biserica, da. Deci, în ambele cazuri, și când a fost fetița operată, am avut-o la 1 an și jumătate operată la inimă la Cluj, și când s-a întâmplat cu mine, biserica ne-a fost alături și, cel puțin în momentul în care eu am trecut, eu, într-o dimineață, nu mai m-am trezit. În timpul somnului am intrat în comă profundă. Și culmea, de regulă, eu o duceam pe Ramona la servici. În dimineața aceea a zis că nu mă mai trezește și a dus-o o cumnată de-a mea. Nu mai m-a trezit. La ora 10 trebuia să merg cu fetița la serbare, la grădiniță. Și sunau telefoanele. Deci când trebuia să te trezească, nu veni să te trezească, da? Asta e ajutorul la vremea potrivită, e bun. Da. Zici că îi faci un bine la om, lasă-l să se odihnească, exact în dimineața. Tu puteai să te duci pe plajurile de vânătoare, cum zic indienii ăștia, și el ți-a făcut un bine. Na. Și la ora 10 s-a alarmat toată lumea că fetița nu a ajuns la serbare, Nu răspunde nimeni la nu telefon. răspunde nimeni, și atunci am fost găsit în dormitor în stare de inconștiență. Și de vineri până duminică, sâmbătă m-a transportat de la Alba la Cluj și duminică m-am trezit la Cluj, în spital. Da. Aici biserica a fost foarte implicată, în sensul în care, cu toate că eu mi-am revenit duminică și mi-am revenit ca o minune, bine. N-au rămas sechele deloc, am recunoscut pe toată lumea. La un moment dat, medicii de acolo mă întrebau dacă știu cum o chema pe mama înainte să se căsătorească. Deci tot mi-am adus aminte, n-a rămas cu nimic. Cu toate că duminică seara, să zic așa, am fost scos din terapie intensivă și am fost mutat, biserica a rămas în continuare până când eu am ajuns acasă. În În fiecare post și rugăciune. dimineață, de la 6 la 7, se adunau la adunare la rugăciune pentru mine. Foarte frumos. Deci, pentru noi, sprijinul bisericii a fost foarte mare și foarte. Bun, asta înseamnă că biserica și înainte v-a avut în inimă, dar astea poate au fost ocaziile în care a ieșit la suprafață și s-a văzut Sigur, că, sigur. da. Bun, am întrebat asta, că eu știu că biserica face pentru familie, adică și dacă nu sunt lucruri din astea evidente și nu treci prin situații deosebite, faptul că biserica se roagă pentru familiile ei, este acolo când își aduc copiii la binecuvântare. Hai să zicem numai așa, faptul că
unii din biserică care au trecut de o anumită vârstă ne rabdă copiii noștri, care sunt copii, nu? E mare lucru că investesc în copii, ne duc la fanfare, la orchestre, în excursie. Deci sunt foarte multe lucruri, dacă ai face inventarul, pe care le cam uităm când biserica face mult. Întrebarea mea este, ce poate face o familie pentru biserica din care face parte? O familie pentru biserică? Păi, poate să facă, în primul rând, prin implicarea ei ca familie și ca mădular al bisericii. Să zic așa, primul lucru bun pe care îl poate să facă o familie, să nu facă de rușine biserica. Am așteptat să văd dacă ajuns la lucrul ăsta, pentru că, vedeți, fără să ne dăm seama, prima dată, că noi de asta, dacă nu regizăm întrebări și astea, spunem cum gândim, dar în mod involuntar, prima dată ne ducem la lucruri, wow, ce au ieșit din comun. Și după asta zic, stai-mă un pic, dacă eu trăiesc frumos ca familie, păi eu fac exact cum copiii. Întreb, ce pot face copiii pentru părinți? Bă, primul lucru, nu ne faceți de rușine. Adică încercați să trăiți o viață frumoasă, normală, că asta are de a face cu familia noastră, cu imaginea familiei. Deci orice familie care încearcă să trăiască o viață, nu perfectă, ci o viață normală, ajută și biserica și eu atrag atenția că ajută și numele lui Dumnezeu. Da, că da, noi da. Mereu spunem că familia a fost creată de Dumnezeu, că familia este în mâna lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă la un om care nu prea le are cu cele religioase, nu condamnăm. Așa a fost conjunctura. Și dacă vede numai dezastru într-o parte, zice, mă, dar ce Dumnezeu a fi fost ăla care o crea tot haosul ăsta, cei la vecinii mei, că e cam greu de înțeles. Deci odată trăirea noastră în familie, trăirea în afara familiei, e greu să fii... Nu perfect, dau un exemplu pentru alții. Cum să zic? Când te gândești la ideea că multă lume e cu ochii pe tine, poate dintr-o perspectivă aș spune că e greu dacă lucrurile nu vin de la sine, nu vin normale, adică cum spuneam mai devreme, citesc Biblia că îmi place, nu că sunt obligat. Da, da, da. Trăiesc o viață frumoasă sau am o viață normală, cu greutăți, cu bucurii, e în mine. Atunci lucrurile sunt mai ușoare, dar când le fac forțat, numai că mă vede X sau mă vede vecinii, nu ne certăm, nu ne dăm în cap unul la altul acasă, că ne văd vecinii, dar atunci lucrurile, ești tot timpul tensionat, eu așa văd. Dar câtă vreme mă gândeam la viața de familie și la ce mă întrebați dumneavoastră, îmi venea în minte câteva aspecte din psalmul 119, acolo psalmistul, e adevărat, se referă la cuvântul lui Dumnezeu, spune, iubesc cuvântul tău, la fel și în viața noastră. Când iubesc persoana, lucru pleacă altfel, zice psalmistul, mă gândesc la cuvântul tău. Simplu, când iubesc o persoană, nu stă gândul în altă parte, stă gândul la persoana iubită. Mă bucur, zice psalmistul, de cuvântul tău. Păi când iubesc, când mă gândesc, bucuria e acolo, toate merg una după alta. Da, un pic situația se schimbă. Dragilor, noi sperăm că cei care ne-ați urmărit faceți parte dintr-o biserică, o biserică frumoasă care se gândește la voi, nu poate face cam tot ce vă doriți voi, mai ales că unii avem și mofturi, dar faptul că biserica se gândește la membrii ei, se gândește la copii, se gândește la tineri, se gândește la bătrâni, ar trebui să însemne mult pentru noi și să mulțumim lui Dumnezeu că prin Domnul Iisus Hristos putem face parte dintr-o asemenea instituție, organizație, zicem noi, pământească, dar care nu este doar pământească, ci este o instituție spirituală, divină, pentru că este condusă de Hristos și este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă aveți privilegiu să faceți parte dintr-o biserică, mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea, apreciați ceea ce face biserica pentru voi, dar nu fiți doar consumatori, pentru că
Și biserica are nevoie de noi. De fapt, noi suntem biserica. Și dacă fiecare în parte ne-am rugat pentru adunarea întreagă, ne-am rugat unii pentru alții, am mulțumit lui Dumnezeu pentru vremurile frumoase și le-am apreciat mai mult, ne-ar strânge aproape vremurile mai grele. Nu am condamnat, nu am arătat cu degetul înspre nimeni, ci, cum spune Pavel, cei care sunteți mai duhovnicești ar trebui cu duhul blândeții să vă aplecați spre ceilalți. Cred că biserica ar deveni un loc mai plăcut, o adunare care să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, cea mai mare valoare să fie prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze în adunările noastre, dar în timp ce ar fi o binecuvântare pentru noi, trupul lui Hristos de pe pământ ar putea fi un loc al binecuvântării și pentru alții. Mereu vă aduc aminte că noi am fost binecuvântați, am fost așezați în Hristos, avem cuvântul, avem Duhul Sfânt care ne ajută în înțelegerea cuvântului. Chiar citeam zilele acestea că Duhul Sfânt mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Și cum credeți, cu suspine negrăite. Deci vă dați seama care este dorința Duhului pentru noi. În timp ce noi suntem privilegiați, să nu uităm niciodată că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. El a deschis drumul înspre cer pentru toți oamenii care acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos. Și din nou, indiferent de pe ce poziție vorbim, bătrâni, tineri, familiști, oameni înaintea căsătoriei, aducem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, dar nu uităm, nu suntem singurii care avem probleme. Există o lume în jurul nostru care are nevoie de o veste bună. Și ce poate fi mai frumos și mai bun, mai nobil decât să le spui că avem valoare în ochii lui Dumnezeu, că în Iisus Hristos avem garantată binecuvântarea pe pământ, chiar dacă poate însemna altceva decât ne dorim noi, și avem asigurată binecuvântarea veșnică. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Nu uitați să mulțumiți Domnului și pentru familia care a fost în ziua aceasta cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească, să vă binecuvinteze fetele, adunarea din care faceți parte. Și în timp ce primim binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim o binecuvântare pentru alții și chiar dacă implică sacrificii, să le facem cu bucurie. Pentru că cei care se încred în Domnul nu regretă investiția. Ea aduce roade și aici pe pământ și în veșnicie.